Furtuna care s-a abătut duminică după amiază asupra județului Suceava le-a dat serioase bătăi de cap autorităților și a afectat traficul rutier și feroviar din zona de munte. O ploaie puternică, însoțită de fulgere și grindină, a început din senin duminică după amiază, în jurul orei 17. Din cauza vântului puternic, zeci de copaci au fost smulși din rădăcini și au căzut peste șosele și calea ferată. La ieșire din Vatra Dornei spre Iacobeni, un brad a căzut pe drumul național 17 peste o mașină aflată în trafic. Șoferul mașinii spune că a avut noroc pentru că arborele a atins doar partea din fața a mașinii. În momentul când am trecut, atunci chiar s-a rupt. Noroc că nu avem pisinul, că ne omoră. Are și în momentul când a trecut, deci a căzut mașina? Copacul. Da. În botul mașinii, nu că noroc că n-a căzut pe noi, pe capotul, dacă cădea, eu cred că ne omoră. Copacul a fost degajat de pe carosabil de un echipaj de pompieri militari. Cele mai mari probleme au fost înregistrate însă pe calea ferată, între stațiile Coșna și Grădinița. Aproximativ 50 de copaci au fost doborâți peste linia ferată și au afectat rețeaua de înaltă tensiune. Din cauza că linia ferată a fost blocată de copaci, au fost oprite pentru câteva ore în stații două trenuri Regio, Câmpul Moldovenesc, Ilva Mică și Bistrița, Vatra Dornei și două trenuri Interregio, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara-Iași. Pentru deblocarea liniei au intervenit lucrători ai CFR, ai direcției silvice și pompieri militari. Echipajele SMURD de la ISU Suceava s-au deplasat în zonă pentru a acorda sprijin oamenilor blocate. În cele patru trenuri blocate, inițial se aflau peste 200 de călători. Patru persoane în vârstă au fost monitorizate de personalul medical. Circulația trenurilor a fost reluată abia după ora 21. Ca urmare a fenomenelor meteorologice produse în după amiază zilei de 15 iulie, care s-au manifestat prin ploi și prin un vânt foarte puternic. A fost afectată linia ferată Coșna-Larion, astfel încât s-au prăbușit peste 40 de arbori peste linia ferată, fiind întreruptă circulația pe acest tronson. Datorită acestei situații, patru trenuri au fost blocate în gările din Coșna-Floreni, respectiv Ilva Mare și Lunca Ilvei. S-a intervenit cu personal de la Inspectoratul Metro Situații de Urgență, Direcția Silvică Suceava, Inspectoratul Județean de Jandarmi, care la această oră, ora 21, s-a reușit îndepărtarea arborilor de pe linia ferată, astfel încât că pe tronsonul Coșna-Larion se va circula cu diesel. Inspectoratul Metro Situații de Urgență a intervenit cu mai multe echipaje, un echipaj pentru deblocarea căii de rulare CFR cu drujbe alături de silvicultori și voluntari din comuna Coșna, iar de asemenea în gara Florența a acordat asistență medicală cu un echipaj SMURD la pacienții care se aflau în trenurile care erau în staționare, astfel încât a fost nevoie chiar de acordat asistență medicală la patru pacienți. Unul dintre aceștia a fost transportat la Spitalul Vatra Dornei, unde s-a acordat asistență medicală de către personal specializat și a fost readus. De asemenea, s-a dat apă minerală la pacienți cu sprijinul primăriei Coșna, astfel încât acum trenurile s-au pus în mișcare și nu au fost probleme deosebite. Furtunile au provocat pagube și în localitățile Bălcăuți, Grămești, Vicovu de Sus și Putna. Mai multe hectare de culturi agricole au fost distruse de grindină.